Cauți o aplicație în care să câștigi bani gratuit. O să-ți prezint un proiect foarte interesant, de minat, gratuit, cu retrageri în Faucet Pay. Faucet Pay este un wallet destul de simplistic de folosit. Nu uitați un mare like și nu uitați să lăsați un comentariu cu opinia voastră în primul comentariu, sugestia. Bun, nu uitați că aveți și grupul de Telegram în descriere. Aplicația se numește FreeUSDT.biz. Este un proiect care rulează de o perioadă scurtă de timp, nu are o perioadă foarte lungă, sunt undeva la 22.000 de membri, are undeva la 19 zile de când a fost rulat, s-a câștigat ceva bănuți, s-a făcut și depozituri, pentru că îți permite să faci și depozituri, o să vedem beneficiile împreună. Dar vă recomand aici la logare să folosiți o adresă de e-mail de la Faucet Pay. Faucet Pay este un wallet cu criptomonezi fără verificare, adică ți-ai făcut cont rapid și începi să câștigi toate criptomonezile, le poți ține aici și după aia, bineînțeles, le poți transfera unde vrei tu, pe Binance, pe Payer și tot așa, cu coin, pe ce wallet te interesează pe tine după aia ulterior. Dar pentru început poți să le ții aici, să-ți faci, să deții sau să le reinvestești, tu decizi ce vrei să. Bun, aici o să punem adresa de mail, adresa mail de la portofelul vostru, Faucet. Bun. Ne-am conectat pe proiect, cam așa arată, el se poate rula și de pe un PC, o să arate puțin mult mai bine. Avem panoul principal, avem, deja aici se câștigă, primești o viteză de minare cine folosește link-ul. Foarte important că dacă voi invitați persoane, mai puteți genera niște câștiguri, de exemplu 10% din depunerea fiecarei persoane. Dacă o persoană face o depunere mai mare, voi să câștigați ceva mai mult. Vă crește viteza, se poate și retrage, nu neapărat să investești. Dar timpul este mult mai lung să aștepți fără investiție și când investești timpul este o leacă mai scurt. Avem așa panou de bord practic, istoric contului, istoric depozitări, istoric retrageri, instrumente de recomandări, care este foarte simplu, întrebări frecvente și tot așa mai departe. Bun, crește viteza. Dacă vrei să crești viteza, foarte simplu, cu un dolar o crești la, poți să mergi și cumpăr acum, o să mergi pe wallet-ul tău, dacă vrei să faci treaba asta, vedem, ne duce direct pe portofel, totul am automatizat, deci ne merge și ne caută să luăm din ce criptomonede vrem noi să luăm bani, deci asta ar putea fi o variantă super simplistică, cine vrea să facă treaba asta. Ar putea să fie o modalitate super ușoară să-ți mai câștigi ceva în plus. Clar, nu te îmbogățești pe varianta Moca, dar ar putea să fie un venit care îl poți genera. Cu siguranță, dacă aduci mai multe persoane pe această platformă și ei investesc, la fel tu o să câștigi mai mult, o să ai randamente destul de decente și poți să te bucuri de un profit zilnic, săptămânal, lunar, în funcție de fiecare, cât de mult se implică pentru a face treaba asta. Bun, să zicem că vrei să retragi, doar mergi pe secțiunea retragere. Hai să vedem care este minimul. Ne arată aici care ar fi minimul, deci la suma asta poți să și retragi. Ok, nu știu cât am eu disponibil în momentul de față. Maxim, că ne arată și cât este maxim, dar bănuiesc că se referă la cât am eu în sold în momentul de față. Foarte clar vă spun și aici sus, cum vă ziceam. Pentru a primi plată trebuie să aveți un cont de Faucet Pay cu aceeași portofel folosit în contul în care v-ați făcut voi cont. Adică pe acest wallet. Ok, doar trebuie să folosim adresa de mail. O să facem și noi treaba asta. Hai să vedem. Ne zice minimul că ar fi ăsta de retras. Asta e gen că nu ai investiție. Cu siguranță că n-ai investiție e ceva mai diferit. Am făcut și o retragere. Ne spune că retragerea noastră este în curs de procesare. Deci cu siguranță ai putea să retragi la sume foarte minime. Deci nu ar trebui să aștepți foarte mult. Într-adevăr, nu e un câștig mare. Adică vorbim de super, super puțin. Cât am făcut eu aici. Dar asta a fost în momentul de față. Cu siguranță, dacă folosești, aduci un câștig mai mare, atunci o să vezi diferența. Adică dacă vii cu depunere, dacă vine altcineva cu depunere. Cum se poate vedea că deja în soldul nostru a ajuns cei 20 de satoși, să zicem așa. Vreau să văd și un istoric. Deci asta a fost o retragere minimă care am făcut-o. Vreau să văd un panou de bord cu toate tranzacțiile. Probabil să scrie și platforma de unde au venit acești bani. Uite, FreeUSDT Biz, plată primită astăzi pe 4 noiembrie și am primit-o destul de instant. Deci hai să mai vedem ce mai putem face. Deci plătește rapid, deci n-aveți nimic de pierdut în acest proiect. Până la urmă, uite, eu deja am o sumă ceva mai măricică. Acum hai să vedem dacă pot să mai retrag încă o dată. Nu știu de câte ori pot să retrag. Vedeți că a crescut limita mea
maximul care pot să-l retrag. Ok, s-a auto-adăugat în mod automat. Și minimul care pot să-l retrag ăla este mereu. Hai să dăm din nou confirmă. Nu știu dacă pot să retrag de două ori pe zi, dar văd că se poate. Am făcut deja două retrageri și a fost moca până acum. Hai să intrăm înapoi pe faucet. Totul este live. Dăm un mic refresh. Cum puteți vedea, avem deja o sumă mai mare. 153 de satoshi de USDD. Cu siguranță această aplicație nu este pentru toată lumea, adică cine vrea să câștige mai mulți bani, îi recomand să facă un minim de investiție, câțiva dolari, ca să vadă și un randament mult mai bănos. Deci la această aplicație avem și o dovadă de plată. Dacă mai căutați ceva mai solid, sunt multe platforme, intrați pe canal pentru că să găsiți cu investiție care sunt destul de eficiente și aduc randamente bune. Dar cine caută ceva moca, asta ar fi cea mai bună variantă. Oricum o să mai revin și cu alte clipuri, cu alte platforme. Acum hai să mai vedem puțin niște funcții în această aplicație. Dăm înapoi la panoul de bord, dăm în jos, ok, deja vedem că s-au mai acumulat niște sol. Cumpără putere, adică dacă tu vrei să scriești puterea, hai să vedem cât deținem în prezent. Din tot ce avem noi, putem cumpăra, nu știu acum, în funcție de ce sumă avem. Dar aici, ca să cumperi, deja trebuie să ai un dolar. Deci, mergi tu pe varianta retragi și când ai acumulat un dolar, poți să-i reinvestești, deci îți găsești tu o variantă mai simplă. Aici se găsește cod de invitație. Puterea care am în prezent și voi o să vezi la fel. Cu siguranță, după aia o să vedem că crește. Nu știu ce funcție o să bage pe viitor, mai interesante, mai puțin interesante, dar o să vă țin la curent. Chiar am rugămintea, dacă și voi ați reușit să retrageți, să scrieți în primul comentariu ca să motivăm și pe alte persoane să folosească dacă este gratuit.